luate de ei? Da. Da, asta e strategie. Așa se întâmplă la oriunde mergem în țară. Publicul creează presiune, îi susține pe jucători, pe jucătorii lor, bineînțeles. Asupra adversarului creează presiune și astea sunt niște strategii mici care pot să ducă la rezultate bune. Și la noi, la Bistra s-a întâmplat aseară. Cred că este pentru prima dată, nu știu, eu n-am mai văzut oamenii să fie așa de revoltați și și supărați și să-i apostrofeze pe arbitri și bine că au avut și dreptate și Da, și-a luat multe înjurături arbitru de centru și nu doar el. Cei care au stat în tribună au putut sesiza acest lucru. asistentul mai multe, asistentul și-a luat mai multe înjurături, pe bună dreptate. Da, asta e. E om și el a greșit. Ce să facem? Viața merge înainte. Bine că am câștigat și nu putem să fim supărați pe nimeni acum. Nu, după următoarele două etape, adică meciul din deplasare de la Urziceni și meciul tot din deplasare cu Iași, venim acasă pentru meciul cu Rapid. Domnule Pană, o să fie un meci foarte greu. Rapidul joacă bine, are o perioadă bună, e în vârful clasamentului Da. și o să fie foarte greu. Da, o să fie greu, bineînțeles. Da, o să fie greu, da. Ultima etapă, trebuie să terminăm bine. Ne dorim și vom face, ne vom pregăti în acest sens. Și eu am încredere foarte mare în tot ce se lucrează acum la echipă, la club, băieții cum înțeleg să lucreze și eu trebuie să fim încrezători, deci asta este clar. Ne vom bate pentru fiecare meci și chiar dacă jucăm cu Rapid, obiectivul este să câștigăm. S-au făcut progrese remarcabile, vizibile chiar, la echipă, în rândul jucătorilor, și moral și fizic vorbind. Da, sigur, nu pot să spun eu acum, domnule, de când a venit domnul Halagian sau eu, munca noastră, vedeți acum ce extraordinar și pentru că nu știu ce s-a lucrat înainte, bine, știu cât de cât, dar noi vrem să vorbim doar despre ce am făcut noi. Disciplina este factorul foarte important care s-a instalat la Gloria Bistrița. Ați văzut că se comentează peste tot, că antrenamente lungi. Asta e programul. Fiecare antrenor își face programul care consideră că jucătorii le convine, nu le convine, știți cum e. Dacă sunt rezultate, atunci totul e ok. Ăsta e programul, noi îl respectăm și ei trebuie să-l respecte. Și se vede pe ei că au altă atitudine. Până la urmă, tot pe ei ajută. Sigur, da, bineînțeles, ei trebuie să înțeleagă treaba asta și nu avem probleme din punctul de vedere. Ei Dar sau. sunt jucători care s-au plâns de Nu s-au plâns, regimul. nu s-au plâns, n-au de ce să plângă pentru că odată ce câștigă meciuri, atunci totul e în regulă. N-au de ce să plângă. Asta e meseria lor. Și noi pe vremuri stăteam foarte mult în canturament. Deci nu se pune, n-avem niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Avem un lot bun, disciplinat, cu băieți cu caracter și atunci lucrurile sunt așezate bine. Pentru că suntem la capitolul jucători, am înțeles că Liviu Băjenaru nu va putea vola. Da, Băjinaru cu mult de cartonașe, nu va putea juca meciul de la Urziceni, sigur. Alte probleme sunt cu jucătorii. Iodi a revenit. Iodi a revenit, sigur, Ciuca a revenit, din da, fericire, e ok, joacă tot titular. timpul apar probleme în urma efortului, diverse leziuni, dar nu sunt foarte grave. Tot timpul sunt probleme de genul ăsta. Jucătorii trebuie să treacă peste unele dureri ca să poată să joace. Așa că sperăm să-i avem pe toți apți. Avem nevoie de fiecare jucător din lot. Fiecare e important în felul lui. Dar, în principal, grupul este cel mai important. Da, munca în echipă de Da, multe ori sigur. dă roadele cele mai bune. Despre Radu Mărginean, puteți să ne spuneți ceva nou sau în continuare el are un regim separat de echipă? Cum va Da, reveni la antrenament? și el și Frăsinescu, ușor, ușor, bineînțeles, cu acordul domnului doctor, vor intra în programul echipei mari.
nu are rost să forțăm foarte mult pe ei acum, o să vină pregătirea de Și iarnă. pregătim pentru retur. Sigur, sigur, e foarte important să-i avem pentru retur, doi jucători buni și noi ne comportăm în consecință ca să putem să-i avem sănătoși pentru ce va fi din primăvară încolo. Și mai important este să nu pierdem jucători în urma acestor programe destul de încărcate, luni la Urziceni, vineri la Iași. Răzvane, au fost aproximativ 2000 de spectatori în tribune la meciul de aseară. Crezi că oamenii care au rămas acasă și care n-au avut curajul să îndure frigul sau, mă rog, poate din alte motive n-au venit mai mulți, crezi că au regretat că au stat acasă? Da, sunt convins, pentru că după meci am primit multe telefoane de la prieteni care au fost deținuți de anumite probleme personale sau de afaceri și au văzut meciul împreună cu alți prieteni la televizor și m-au sunat să mă felicite, să felicite echipa în primul rând și au zis că n-au putut veni pe stadion, că au avut probleme și că le pare rău. Că au văzut o atmosferă frumoasă. Alții m-au sunat că au fost și cu bunica și bunicul, ca niciodată. Și da, cred că au regretat o parte, da. Bine, noi avem cam același public ca o clientă la unui magazin. Mizăm cam pe 2000 de persoane la meciul de Acei acasă, tot 2000 sunt prezenți acei la fiecare meci, indiferent de miză. sunt clienții gloriei. Când vin mai mulți, vă dați seama că ne bucurăm. Am vrea să fie tot timpul plin stadionul, pentru că echipa e a orașului și toate eforturile care le facem să o menținem la cel mai înalt nivel al fotbalului, la Liga 1, o facem pentru orașul nostru, pentru că să aibă și oamenii de aici parte de anumite spectacole și să mai se poată destinde, să mai iasă. De asta este și nocturnă, se joacă, majoritatea meciurilor am jucat pe nocturnă și sperăm să vină oameni cât mai mulți la meci. Crezi că dacă Gloria Bistrița obține o victorie în cupă la Brașov, avea mai mulți spectatori la meciul din campionat? Cred că da, da, cred că da, e venit mai mult, da. Și așa au venit oamenii, da. Poate cu victorie era altă atitudine și veneau poate mai mulți. În momentul Sperăm în că la meciul care cu Rapid să vină mai mulți. În momentul în care pierzi cu 3-0 în cupă, domnule Pană, suporterul de rând sau bistrițeanul de rând care vine la meci, cum poate privi, cum poate gândi în momentul ăla? Gata, ne-a bătut cu 3-0 Brașov în cupă, vine la Bistrița, ne mai dă 3-0 și aici. Sau cum gândește? Da, sigur. Sigur, cred că toată lumea a gândit așa, că vom avea un meci extrem de greu, pentru că am pierdut în cupă. Distanța între cele două meciuri foarte scurtă. Într-adevăr, cu o victorie, cred că veneau, dacă noi reușeam să câștigăm în cupă, cred că veneau mai mulți, dar oricum, cei care au venit au fost suficienți și le mulțumim pentru felul cum s-au comportat. Da, într-adevăr, după o înfrângere, normal că ești puțin mai crispat, te gândești, au lăsat să se întâmple iar, dar băieții au, și pe asta am pedalat zilele care au fost, să uite cât mai rapid, un meci nu seamănă cu altul și băieții s-au comportat bine. Și să treacă peste fiecare moment greu din meci, Sigur. dacă au 1-0 și sunt egalați, să fie capabil psihic să nu cedeze. Sigur. Avem un telefon în direct, ne-a sunat un telespectator. Alo, bună seara! Deocamdată nu auzim nimic. Între timp, să vorbim despre rezultatele acestei etape. Unirea Alba Iulia Oțelul 3-1, Rapid Gaz Metan 4-1. Internațional Curtea de Argeș Urziceni 1-2, Gloria Brașov 2-1, Craiova Jahlău 3-2. Sunteți mulțumit de acest rezultat sau ați fi preferat un egal? Nu știu, calcule sunt, se fac. Într-adevăr, sunt unele jocuri, poate ne-ar fi convenit să termine egal, dar dacă ne gândim foarte mult la lucrurile astea, atunci nu mai știm ce avem noi de făcut.